poliția română. În vremă de scurtință? Le e cald. Nu, oprește lumea și... Le e cald? Oprește lumea în trafic fără să îmbrăcați în uniformă. Aceste imagini au făcut furor pe internet. Clipul a fost realizat în localitatea giurgiuveană Ghimpați. Protagonistul este un agent de poliție care pare în timpul liber, dacă luăm în calcul că este îmbrăcat în short și o bluză roșie. Chiar și așa, polițistul folosește autospeciala poliției și nu oricum, ci cu girofarurile pornite. Se pare că agentul ar fi oprit în trafic un șofer să-l amendeze. Oprește lumea în trafic fără să îmbrăcați în uniformă. Fără să fie îmbrăcați în uniform. Și le ia actele la control și permis. Deocamdată nu s-a aflat dacă șoferul a fost sancționat de către agentul în pantaloni scurți. După apariția imaginilor în spațiul public, mai mari inspectoratului de poliție al județului Giurgiu au anunțat că au demarat deja o anchetă internă. Agentul de poliție riscă sancțiuni drastice dacă se va dovedi că a încălcat regulamentele interne.